cuvântul meu de învățătură de la această măriață sărbătoare. Când s-a sfințit biserica mănăstirii de la Nușeni, îl intitulez simplu: Femeia misionară. Așa că cuvântul meu se adresează dumneavoastră tuturor, dar în mod special credincioaselor noastre, femeia misionară. Domnul Iisus Hristos venea din Iudeea și mergea înspre Galileea. A trecut prin Samaria, știm, așa cum ne spune Evanghelia, că samarinenii nu prea se înțelegeau bine cu iudeii. Era amiază, ucenicii au mers în cetate, în cetatea Sihar, să cumpere hrană. Domnul s-a așezat lângă fântâna lui Iacob. A venit o femeie din cetate să scoată apă și a cerut apă să bea. Și s-a înfiripat un dialog extraordinar între femeia samarineancă și Domnul nostru Iisus Hristos. Până la urmă, Domnul Iisus Hristos i-a făcut această mărturisire importantă. Eu sunt. Știm că va veni Mesia. Eu sunt Mesia. Ce a făcut femeia? N-a păstrat numai pentru ea această veste care era așteptată de o lume întreagă, ci le-a spus-o și altora. De aceea mi-am început cuvântul meu cu acest verset din Evanghelia de astăzi, de la Ioan, capitolul 4. Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Acesta este Mesia. Versetul acesta cuprinde în el o veste plină de bucurie pentru credincioasele noastre. Femeia samarineancă a devenit misionar. Veniți și-l vedeți pe Hristos! Veniți și-l vedeți pe Cel ce mi-a spus mie toate. De atunci și până la sfârșitul veacurilor, a primit femeia de la Domnul Iisus Hristos această misiune de a bine vesti Evanghelia. Veniți și-l vedeți pe Hristos! Veniți și-l vedeți pe Cel ce mi-a spus mie toate, toate câte am făcut. Acum, femeia este întâi de toate misionar pentru copiii ei. Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 1, în versetul 5 zice scriindu-i lui Timotei: îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășluit întru bunica ta Loida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că s-a sălășluit și întru tine. Auziți? De la cine a avut Timotei credința? De la bunica sa Loida și de la mama sa Eunichii. Ele au fost misionarii Domnului Iisus Hristos pentru Sfântul Timotei. Mama este pentru copiii săi misionarul cel mai cald la suflet. De aceea, unul dintre minunații noștri poeți pe care îi pomenesc mereu, Ioan Alexandru, scriind un poem cu casa părintească, spunea și următoarele: Mama e de-acum bătrână și tata e alb de tot, și cumpăna de la fântână e o povară
când bivolii însetați și oile se strâng, să fie adăpate către sat. Duminica, măicuța în veșmânt cernuit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jertfă la icoană. Aceasta-i casa noastră, o vatră de sălaș, în care se încinge focul și se coace pâinea, o parte pentru prunci, iar alta la altar spre pomenirea numelor străbune. Sat transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holdele-s multe, secerători puțin viața noastră țară milonară. Secerători puțin, pentru că au plecat la muncă în Spania, în Italia, în Anglia, în Franța și unde n-au mai plecat. Și măicuța stă și îi așteaptă în veșmânt cernit. Da, mama, credincioasa, nu e misionar numai pentru copiii ei. E misionar și pentru soțul ei. Iată ce zice Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă, în capitolul 3, primele 6 versete. Asemenea și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri așa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câștigați fără propovăduire prin purtarea femeilor lor. Văzând de aproape viața voastră curată și plină de sfială, podoaba voastră nu e cea de din afară, împletirea părului, bijuteriile de aur și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci e omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că așa se împodobeau odinioară și sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându-se bărbaților lor, precum Sara asculta pe Avram și îl numea pe el Domn, ale cărei fiice sunteți voi dacă faceți ce e bine și nu vă temeți de nimic. Așadar, femeia misionară, femeia misionar pentru copiii săi, femeia misionar pentru bărbatul său, dar femeia misionar și pentru întreaga cetate, pentru toți oamenii, pentru toți consătenii săi, pentru toți concitadinii săi. Ernest Berna, referitor la femeie, la femeia misionar, a scris câteva fraze foarte, foarte pline de simțire. Cine n-a văzut o femeie aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac? Femeia este mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viața. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii. Ea e misionarul Domnului Iisus Hristos într-o lume secularizată. Femeia credincioasă, femeia creștină. Acum știm încă de la învierea Domnului Iisus Hristos că femeile mironosite au fost primele care i-au anunțat pe apostoli, au anunțat lumea întreagă că Domnul Iisus Hristos a înviat, a înviat din morți. Vă dau două exemple foarte vestite din vremurile noastre. Două femei misionare. E vorba de Maria Scopsova
și de Maica Tereza, Maria Scopțova. Chiar dacă la început a fost măritată și a avut și doi copii, dragostea față de Domnul Iisus Hristos, pe când era la Paris, pentru că a emigrat din cauza necazurilor, pe când era la Paris a devenit un misionar mare, în sensul că s-a implicat și în asistența socială și a avut grijă de toți nenorociții emigrații în apus din cauza situației sărăcăcioase din răsărit. Nu vă povestesc toată viața ei, dar s-a scris o carte întreagă cu Maria Scopțova și cu credința ei și cu modul în care a influențat multă, multă, multă lume să se apropie de Hristos, să-L slujească pe Hristos, ca femeia samarineancă de astăzi. Veniți să-L vedeți pe unul care mi-a spus toate. Acesta este Hristos. Maria Scopțova a trăit între anii 1891 și 1945. Și datorită activității sale misionare, a fost arestată de germani pe când Parisul era sub ocupație, a fost dus în lagăr și l-a mărturisit pe Hristos murind acolo, printre oamenii nenorociți, printre oamenii nimănui. Iar Maica Tereza, știți frățiile voastre la fel de bine ca mine, Maica Tereza de Calcuta, ca o lumânare s-a consumat pentru săracii indieni, pentru săracii care n-aveau nici pâinea cea de toate zilele. Ea a trăit între 1910 și 1997. Am apucat și noi să vedem la televizor înmormântarea ei. Și le-am pomenit pe aceste două femei pentru că ele au fost misionare a Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi vă mai pomenesc o carte, vă pun la suflet, chiar să o citiți. Paul Evdokimov, un mare teolog, și el a emigrat din Rusia în apus, fiind prigonit pentru credința lui. Și la Paris fiind, a scris o carte întreagă, intitulată Femeia și Mântuirea Lumii. Vă rezum. Atunci când prigoana era mare în Rusia, împotriva bisericii, împotriva credinței, nici pomeneală să se mai poată face catehizație cu copiii. Cine i-a catehizat pe copii? Cine a salvat Rusia? Cine a salvat lumea? Din necredință. Femeia. Și de aceea cartea lui Evdokimov se cheamă Femeia și Mântuirea Lumii. Femeia le-a spus copilașilor cum să se roage, când să se roage. Femeia i-a spus soțului său că nu se poate fără Dumnezeu, că nu se poate fără preocupări sfinte, fără preocupări religioase. Așadar, femeia e misionarul Domnului Iisus Hristos. Femeia îi aduce pe alții la Domnul nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta îl mărturisește cu toată puterea Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o astăzi și când o vedem pe femeia samarineancă, după ce Domnul Hristos îi spune toate, după ce o determină să se spovedească, să spună tot amarul, tot necazul, toate păcatele, femeia aceasta nu e egoistă să păstreze numai pentru ea ceea ce a auzit. A auzit că el e Mesia și le-a spus tuturor celor din cetate, veniți și vedeți! Veniți și vedeți-L pe Hristos care mi-a spus mie toate. Și să termină Evanghelia, în versetul 42, cu următoarea afirmație. Și am zis că, sigur că le vorbim și credincioșilor noștri astăzi, dar în mod special dumneavoastră credincioaselor noastre. Deci versetul 42 zice,
Iar femeii îi ziceau, crede-mi, nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos Mântuitorul Lumii. Acesta este cu adevărat Hristos Mântuitorul Lumii. Spuneți-le tuturor. Fără teamă, fiți misionarele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă o dată, într-o lume ce se secularizează, într-o lume cu problemele ei, într-o lume în care mai mult decât de orice este nevoie de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat!